În primul și în primul rând vreau să mulțumesc de invitație dumneavoastră și întregului colectiv. Să spun că de obicei suntem invitați acolo unde am sprijinit cu ceva, fie cu o schemă de ajutor de stat, fie cu accesarea programului Creșterea Competitivității. Aici am văzut un proiect care s-a dezvoltat extraordinar de mult în ultimii ani, fără să primească niciun leu sau niciun euro sprijin. Și atunci am venit în primul rând să-i felicit pe cei care au reușit să facă acest lucru și să mă bucur că și în perioada de criză înțeleg că a fost o dezvoltare. Să mulțumesc pentru locurile de muncă, care sunt importante, cele mai importante, și să adresez de aici, de la un proiect economic care până acum nu a beneficiat de niciun fel de alt sprijin special, să adresez o invitație către toate companiile, ca cea pe care o vizităm azi, de a accesa fie schemele de ajutor de stat pe care le-am adoptat atât pentru investiții mari, cât și pentru întreprinderi mici și mijlocii, și de a se pregăti pentru accesarea fondurilor europene, care sunt alocate în nou program 2014-2020. Și aici nu e vorba de o favoare pe care o face Guvernul sau Uniunea Europeană, că de fapt orice leu pe care l-am dat ca ajutor de stat, orice euro pe care l-am cheltuit în cadrul programelor europene pentru sprijinirea mediului de afaceri, s-a întors la buget prin taxe, prin impozite, prin tot ceea ce plătește o companie serioasă. Deci vreau doar să-i felicit, să le urez mult succes în continuare și să le spun să folosească programele și cele naționale și cele europene, pentru că asta îi ajută la creșterea competitivității și la dezvoltarea în continuare. Iar ceea ce trebuie să facem doar noi, dânsii nu pot face, îmbunătățirea infrastructurii, am spus-o și puțin mai devreme la prefectură, avem proiecte de înderulare de aproape un sfert de miliard de euro doar în județul Bihor pentru infrastructură. Sunt convins că pentru mediul de afaceri îmbunătățirea infrastructurii este lucru pe care și-l doresc. De la 1 octombrie am redus contribuțiile de asigurări sociale și la aproape 1000 de angajați. Sper să se simtă cele 5 puncte procentuale. Îi asigur că rămâne și cota unică și nu se cresc alte taxe și impozite. Restul, le urez mult succes și mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumesc! Vă mulțumim!